209. Leviticul 19.32. Să te scol înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân, să te tem de Dumnezeul tău. Eu sunt Iahua. 210. Exodul 20.12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Iahua Elohimul tău. 211. Leviticul 19.2. Vorbește întregi adunări a copiilor lui Israel și spune-le, fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt, Eu, Iahua, Elohimul vostru. 212. Geneza 1. 26-27-28. Apoi Elohim a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Elohim a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Elohim. Parte bărbătească și parte femească i-au făcut. Elohim i-a binecuvântat și Elohim le-a zis, Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. 213. Geneza 2:24 De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. 214. Deuteronomul 24:5 Dacă un om va fi însurat, de curând să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să veselească astfel pe nevasta pe care și-a luat-o. 215. Geneza 17, 10, 11, 12, 14. Acesta este legământul meu pe care îl sărpăzești între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat în împrejur să vă tăiați în prejur în carnea prepuțului vostru, și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat în prejur, neam după neam, fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău, un copil de parte bărbătească netăiat în prejur, în carnea prepuțului lui, să fie nimicit din mijlocul neamului său. A călcat legământul meu. 216. Deuteronomul 25, 5, 6. Când frații vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se merită afară cu un străin, ci cu natul ei să se ducă la ea, să o ia din nevastă și să se însoare cu ea, ca cumnat. nat. Întâiul născut pe care va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poarte numele pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel. 217. Deuteronomul 25, 7, 8, 9, 10. Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată sa, ia să se suie la poarta cetății, la bătrân, și să spună, cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său. Nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat. Bătrânii cetății să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruiește și zice, nu vreau să o iau, atunci cumnată sa să se apropie de el în fața bătrânilor, să-i scoate încălțămintea din picioare și să-l pe în față. Și luând cuvântul să zică, așa să se facă omul, care nu voiește să ridice casa fratelui său. Și casa lui se va numi în Israel casa celui descălțat. 218. Deuteronomul 22, 29. Omul care s-a culcat cu ea să dea tatăl datului femei 50 de sicli de argint și pentru că a necinstit-o, să o ia de nevastă și nu va putea să toată viața lui. 219, Deuteronomul 22, 13, 14, 15. Dacă un om care și-a luat o nevastă și s-a împreunat cu ea, o urăște, apoi o învinuitește de lucruri nelegiuite și scoate nume rău, zicând, am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea și n-am găsit o fecioară, atunci tatăl și mama fetei să ia semnele fecioriei ei și să le aducă înaintea bătrinilor cetății, la poartă. 220. Exodul 22, 16, 17. Dacă un om înșală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestra și o va lua din nevastă. Dacă tatăl nu vrea să o iodea, el va plăti în argint prețul zestrei cuvenite fetelor. 221. Deuteronomul 21, 11, 12, 13, 14. Poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă și vei dori să o iei de nevastă. Atunci să o aduci înăuntrul casei tale. Ea să-și radă capul și să-și taie Să-și lepe de hainele pe care le purta când a fost prinsă. Să locuiască în casa ta și să plângă pe tatăl și pe mama ei o lună de zile. După aceea să te duci la ea, să-i fii bărbat și ea să-ți fie nevastă. Dacă nu-ți va mai plăcea, să o lai să plece unde va voi, dar nu vei putea să o vinzi pe argent, nici să te porți cu ea ca și corabă, pentru că ai în josit o 122. Deuteronomul 24, 1, 2, 3, 4 Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea, și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, se scrie o carte de despărțire, și după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ia să iasă de la el, se plece și va putea să se mărită după un alt bărbat. Dacă și acesta din urmă începe să o urească, îi scrie o carte de despărțire și după ce îi o dă în mână, îi dă drumul din casa lui. Sau dacă acest bărbat din urmă, care o luat-o de nevastă, moare, atunci bărbatul din tâi, care îi dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă. După ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o ruciună lui Iahua, și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă moștenire Iahua, Elohimul tău. 223 număr 5, 12, 13, 14, 15 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, dacă păcătuiește nevasta cuiva față de bărbatul ei și este necredincioasă, dacă altul s-a culcat cu ea și lucrurile este ascuns de bărbatul ei, dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei și fără să fie prins asupra faptului, și dacă bărbatul este apucat de un duh de gelosie și are bănuiel asupra nevestei lui, care s-a pângărit sau dacă este cuprins de un duc de gelozie și are bunuie la supra nevestei lui care nu s-a pângărit, omul acela să-și aducă nevasta la preot și ca dar de mâncare pentru ea să aducă a zecea parte dintr o efe de floare, de făină, de orz, să nu toarne undele pe ea și să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire care descoperă o fără de lege.